Bună seara, bun găsit la sport! Sala polivalentă din Drobeta Turnu Severin a găzduit astăzi faza regională a campionatului național de judo la categoriile sub 11, 13 și 15 ani. La eveniment au participat peste 200 de sportivi de la cele mai puternice cluburi din județele Olteniei. Și la această ediție, sportivii de la CSM Drobeta Turnu Severin și de la Clubul Copiilor din Strehaia au fost la înălțime. La fel de multă încrâncenare și dorință de a reuși să își câștige luptele au arătat toți sportivii care s-au luptat pe tatami în sala polivalentă din Drobeta Turnu Severin pentru a se impune la faza regiunii Oltenia. Efectul? O competiție foarte spectaculoasă și puternică de la care judoca mehedințeni au ieșit cu fruntea sus. Secția de judo a Clubului Sportiv Municipal Drobeta Turnu Severin a reușit să califice în etapa superioară numai puțin de 22 de judoca. 11 s-au clasat pe locul 1, 8 pe locul secund, în vreme ce pe ultima treaptă a podiumului au urcat 3 judoca. A fost foarte disputată și părerea mea că și foarte reușită. Copiii, într-adevăr, bine pregătiți, ambițioși. Practic este schimbul de mâine al performanței în judo din regiunea Oltenia. Și spre satisfacția noastră, toți sportivii noștri au avut comportare foarte bună, ceea ce înseamnă că sunt șanse de a aduce 4-5 medalii, poate chiar mai multe, de la aceste competiții. Foarte bine ne-au reprezentat la etapa regională și sportivii de la Palatul Copiilor din Strehaia. La finalul competiției, numai puțin de 10 dintr-un efectiv de 15 și-au câștigat biletele de participare în faza finală, dându-i motiv de satisfacție antrenorului Ilie Gâdea. În urma concursului desfășurat, care a fost un concurs destul de aglomerat, aproximativ 200 de sportivi din 5 județe, am reușit să calific pentru faza superioară 10 sportivi. Aceasta se va desfășura la Deva peste 2 săptămâni. Să sperăm că acolo vom obține cel puțin 3 medalii. Etapele finale la categoriile de vârstă sub 11, 13 și 15 ani se vor desfășura în săptămânile viitoare, prima fiind cea pentru Under 15 de la Deva. Cei mai buni juniori ai României se află în aceste zile la Timișoara pentru a se întrece la naționalele de fond la canotaj. Printre aceștia se află și delegația de canoiști orșoveni, care este cotată cu cele mai mari șanse de a-și adjudeca trofeele la majoritatea probelor. Canoiștii de la Orșova reintră acolo unde le place cel mai mult, în ambarcațiunile cu rame sau vâsle, pentru a participa la campionatul național de fond care se desfășoară la Timișoara. Clubul din Orșova este un abonat al podiumului la concursul care are loc în fiecare primăvară pe canalul Bega și din acest motiv antrenorul secției de canotaj nu are mari emoții înaintea competiției care se va întinde pe 2 zile. Suntem încrezători că vom câștiga majoritatea probilor sau toate probele în care concurăm. În anii trecuți ați dominat. E tocmai de aia, din această perspectivă mă pot pronunța, pentru că de fiecare dată acest campionat, acest concurs l-am dominat, l-am câștigat, în toate probele am câștigat. Chiar dacă probele la care concurenții se vor duela pe apă nu vor fi cele pe care sportivii de la Orșova vor concura la competițiile internaționale, competiția din capitala Banatului este văzută de antrenorul Cristi Maliș ca fiind un bun prilej de a le testa capacitatea de anduranță și rezistență elevilor, chiar și pe o distanță mai lungă față de probele obișnuite la care vor participa la competițiile internaționale. E un concurs de evaluare a potențialului fizic în această perioadă. Urmează perioada precompetițională și competițională, internațională, care e obiectivul nostru principal, obiectivul nostru major. Deci la celelalte competiții vom concura pe distanța de 2000 de metri și în perspectiva aceasta avem imediat. Deci de aici, de la Timișoara, vom pleca la Snagov într-un cantonament de pregătire de 2 săptămâni care se finalizează cu alt concurs național individual, deci concurs național în proba de simplu, unde vor fi testați toți sportivii noștri din țară, în vederea alcătuirea lotului național și în vederea alcătuirii echipajelor pentru campionatul european și campionatul mondial. Campionatul național de fond din capitala Banatului aduce la start ambarcațiuni cu rame sau vâsle, cu sau fără cârmaci și echipaje formate din 1, 2 sau 4 persoane. Atât la masculin cât și la feminin se va concura în cadrul categoriei juniori 1, rezervată sportivilor cu vârste cuprinse între 17 și 18 ani și în categoria juniori 2, unde vor fi înscriși sportivi cu vârste până la 16 ani. Meciurile din campionatul județean devin din ce în ce mai interesante odată cu scurgerea etapelor programate pentru acest retur. Toți ochii microbiștilor sunt ațintiți în principal la vârful clasamentului, acolo unde lupta este extrem de palpitantă. La sfârșitul acestei săptămâni se va consuma și runda a 18-a, care la prima vedere nu pare una care să le strice calculele favoritelor.
Unul dintre capetele de afiș ale rundei programate în acest sfârșit de săptămână este jocul dintre CS Baia de Aramă și Dunărea Pristol. Partida de pe terenul liderului va fi cu siguranță foarte interesantă, știute fiind ambițiile dintre cele două cluburi. De altfel, în partida tur, jocul a fost extrem de tensionat și chiar a fost întrerupt înainte de final cu 2 minute din cauza incidentelor. Pe lângă duelul apric din nordul județului, mai sunt programate și derbiurile locale dintre Agromec și Mian Minerul Mehedinți și Blahnița Pătulele Recolta Dânceu. Între timp, formația pregătită de Ovidiu Brehui, CS Baia de Aramă, și-a mai trecut în cont încă 3 puncte după ce au câștigat pe teren propriu miercuri jocul restant cu CS Strehaia. Golurile partidei au fost marcate de Relu Țurai, minutul 20, Cătălin Munteanu, minutul 40, și noua achiziție Viorel Moraru, în minutul 56, în vreme ce oaspeții au punctat prin Alexandru Balace, în minutul 4. Partida din nordul județului a fost singura jucată din etapa restantă, restul urmând să fie programate în perioada următoare. Atât din sport pentru astăzi, cu alte știri vă aștept și mâine. Sunt Claudia Șuntea, vă doresc o seară bună, la revedere!